Un număr de peste 249.600 de vizitatori au trecut în 2021 pragul Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din capitală. Au fost mai mulți cu peste 110.000 decât în 2020, primul an al pandemiei de coronavirus, dar mai puțini decât în 2019. Muzeul a avut anul trecut și peste 18.000 de participanți la cele 25 de proiecte educaționale. De asemenea, la Grigore Antipa au fost organizate 200 62 de activități pentru tineri și au trecut pragul peste 2000 de tineri cu nevoi speciale. În 2021, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa și a deschis porțile pentru peste 249.600 de, de vizitatori. Trei expoziții temporare majore au adunat în total 78.183 de vizitatori. Pe parcursul anului care a trecut, echipa muzeului a inaugurat și pagina web Muzeul inclusiv, iar pe site-ul instituției muzeale a avut loc proiectul Orele liniștite la Antipa. Tot anul trecut a fost construită Sera de Fluturi, un spațiu inclusiv în care au fost derulate proiectele educaționale. Totodată cei 21 de cercetători ai muzeului au fost implicați în diverse proiecte, cele mai importante vizând completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității speciilor și habitatelor de interes comunitar din România.